ce se întâmplă că tot mai mulți oameni simte lipsa, așa să zic, responsabilității fiecăruia dintre cetățenii noștri. Doi la mână, cu mine nu se va întâmpla nimic, se va întâmpla cu vecinul. Auzi, pronisiot. Da, da, trei. Deci, cu cipizarea asta, deja am trecut la capitolul psihiatrie. Iată, aici vreau să ne oprim pentru că ajungem în cabinetul noastră și să începem cu aceasta. Asta este foarte interesant, această cipizare și ce servicii ne face sistemul medical. Mulți dintre cei care credeau în cipizare și în fake news au ajuns la dumneavoastră? Da, sunt de astea care vin în stare extrem de gravă și refuză, fac o isterie, sunt în delir și orice injecție o să o pot drept instalare de chip. Serios? Chiar vă spun că asta cruci, este... Da. Domnul Jucară a făcut acum cruce, deci chiar a avut așa cazuri. Da. Dar și acum avem. Deci, intensivă, sunt oameni care consideră că încercați să-i cipizați? Da, cu pneumonie foarte gravă. Ca să ce, pe urmă? Cipizare ca să ce? Nu știu. Doriți să-mi puneți chip. Nu știu. Într-ați, vă rog.